La 40 de zile după Crăciun, pe 2 februarie, creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc întâmpinarea Domnului, eveniment care simbolizează întâmpinarea pruncului Iisus la templu la 40 de zile de la naștere. Sărbătoarea care pică în anul 2022, într-o zi de miercuri și se dă dezlegare la pește și marchează simbolic momentul închinării pruncului sfânt în fața lui Dumnezeu. Conținutul sărbătorii se referă la prezentarea pruncului Iisus în templu, după cum arată denumirea apuseană de după 1960 a sărbătorii prezentarea Domnului. Denumirea răsăritană de întâmpinarea Domnului exprimă faptul că Mesia vine în templu său și îl întâlnește pe poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, reprezentat de Simeon și Ana. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va chema numele său Emanuel. S-a gândit în sinea sa, poate că nu este corect, iată, fecioara va lua în pântece. Și a schimbat traducerea că o tânără va fi ascunsă de bărbatul său și va lua în pântece. Iar peste noapte, o mână nevăzută a venit și a schimbat textul din nou, iată fecioara, a luat mântece și va naște fiul. Întâmpinarea Domnului sau aducerea lui spre închinare a rămas și în tradiția populară ca îndatorire a mamelor de a aduce pruncii la biserică la 40 de zile după naștere, pentru molifta, decurățirea lor și închinarea pruncilor la Sfintele Icoane. Mama care a născut vine în biserică și în numele familiei și aduce pe noul născut ofradă lui Dumnezeu închinându-l la altar.